Aici avem o familie puternică și o vom organiza și pe ea pentru frig, pentru frigul care urmează. Tot așa pentru a evita pierderea puietului larvat. Se vede, în primul rând, cum stă cu mâncarea. Eu aici am pus pungi cu turte proteice ce am făcut eu. Vom vedea ce facem. Le mai punem, nu le mai punem. Și să văd cât mai pot să strâng la puiet. Cât se mai poate strânge pentru a proteja puiet. Turtele cu uleiurile esențiale văd că sunt consumate foarte bine. Plus că aceste uleiuri esențiale care le dau eu acum, care le-am dat, că nu voi mai face aceste turte. Voi începe cu sirop. Aceste uleiuri esențiale care le dau acum au și rol de a mări ponta. Acesta era rolul lor, dar din păcate vine frig. Vine frig, acum să vedem. Dacă în sud o să fie frig, atunci la mine o să fie gie. Eu aici am pregătit o cameră, deci aici este o cameră care avea rol de stimulare. Cu toate că se spune că mierea nu stimulează, eu în cărți am citit cu totul altceva, că mierea, cu miere obții de 4 ori mai mult puiete decât cu orice alt stimulent, așa că eu le voi da miere. Sunt care nu sunt de acord. Iată așa arată. O să decăpăcesc. Descăpăcesc această ramă cu totul. Acum albina zboară, chiar sunt curios cum evoluează ea. Mă refer la puie. Stresul unei colonii de albine se poate induce în lipsa hranei. Ia să vedem. Deci are hrană. Iată aici se vede foarte bine. Ia să văd și eu calitatea mierii. E foarte faină, lichidă. E rama cu mâncare. Deci, într-o colonie de albine, ca să se dezvolte optim, indiferent de perioadă, este indicat să aveți cel puțin 5 kg de miere de rezervă în stup. Ca să nu intri în criză, așa cum e în momentul respectiv cu omul, că dacă nu are mâncare în cămară, intră în criză. Deci așa intră și albina tot în criză. Iată, avem puiet cu această ramă, larvar, care va fi cel mai afectat de perioada rece care vine.
Să sperăm că nu va fi o problemă foarte gravă, dar încercăm să luăm măsuri. La coloniile astea mai puternice nu e așa grav. Ei poate să-și producă căldura care e nevoie pentru a menține puietul. Dar dacă mai apare și lipsa hranei, atunci va fi un mic dezastru. Iată cum avem puiet pe această ramă. De jos până sus. A doua ramă. Ia, te pui foarte bine acoperit. Arată bine. Mult puiet. Ce mai bine este că e gata de eclozare. Deci zilele astea 4-5 cât o să stea în stup sau chiar o săptămână, eu știu ce va fi. Acel puiet o să eclozeze și va îndesa albina cât mai tare. Să fie cât mai multă albină. Atunci când venim noi, când se va încălzi vremea peste o săptămână, atunci o să dăm o ramă la extindere, mai goală așa că să aibă matca spații. De fapt, acum aș fi făcut acest lucru, dar nu se poate. Iată ce am să vă arăt un pic structura hranei care o face albina aici. Deci de ce are nevoie puietul de păstură? Când eclozează, iată unde a pus păstura albina. Așa frumos a așezat, uitați. Aici toată rama, aici jumătate de ramă e plină cu păstură, polen, iar puietul începe să fie căpăcit aici în zona aceasta. Când va ecloza puietul de aici, merge și mănâncă direct păstură. E foarte inteligent. Foarte inteligent gândit. Deci, se gândesc la hrană. Normal că trebuiau extinse aceste colonii dacă vremea ținea tot căldură, că începea să blocheze un pic cu polen, dar le dădeam rame goale și atunci avea unde să pună mâncare. Să văd dacă și pe aceasta este puiet, atunci nu cred că e puiet, cred că e plină cu păstori. Da, așa este. Iată, avem păstură, deci iată ce frumos arată păstura. Și are și miere pe această ramă. Această ramă rămâne în cuib. Și pentru a evita pierderea albinei, pierderea larvei, iată, scoatem această ramă de la perete cu tot. Asta vine în spate. Iată ce boabe mari de polen aduce albina. Dar din păcate numai azi. Bine, rama asta o dăm în spate. Iată.
dacă până de seară aduc polene și fac rezervele și o să vedeți că în 5 zile, când o să fie vremea optimă, acest polen nu o să mai fie. Acele 4 rame de puiet căpăcit o să mănânce acest polen. Bun, deci l-am strâns și pe ea. Împingem toate ramele în față. Așa. N-am adus fum. N-am vrut să mai mă pregătesc și cu fum, dar nu mare lucru să fac un pic de fum. Iar acum l-am strâns exact numai pe ramele care e puiet și mâncare. Va fi foarte bine înghesuită albina. Rama aceasta o iau de căpăcesc. Descăpăcim această ramă. Ambele poate fi. Această ramă o să vină băgată în cuib săptămâna viitoare, cam pe sâmbătă, adică de azi într-o săptămână. Cum se încălzește vremea, aceasta va veni imediat lângă puiet, această ramă. Punem aici. O să-și ia mâncare. Rama cu care am strâns, cea cu polen și cu miere, o punem aici. Aceasta va fi a doua ramă care o voi descăpăci imediat ce se încălzește vremea. Aici avem încă o diafragmă care face cămară. O altă ramă cu miere. Bun, cam asta e tot. Deci puietul este protejat în partea din față. Și zic eu că poate să vină și temperaturile negative, la această colonie, de exemplu. Poate să vină fără nicio problemă și temperaturi negative. În spațiu ăsta mai pun să roade și la pungile astea, dacă va avea chef. După aia le voi îndepărta, să rupem un pic. Le rupem ca să le poată consuma. Cred că așa trebuia să fi făcut, da? Acum o să consume mai ușor. O să rup și pe ăsta. Asta le pun în spate, pe data viitoare le las. Și cam atât. Deci am organizat în așa fel colonia încât să se poată apăra de frig. Pentru apă va avea folia. Și cam asta e tot. Îndepărtez un pic albina de pe rame. Așa. Și ne întâlnim că săptămâna viitoare, când trebuie să lărgim un pic.
Vă dați seama, o să eclozeze în 10 zile max, cel puțin în 10 zile acel puiet căpucit o să eclozeze. Și atunci o să vedeți că arată cu totul altfel, o să se umple foarte bine acolo cu albină. Iar puietul care îl protejăm o să eclozeze peste, știu eu, 15-20 de zile acolo, depinde de vârsta larvelor. Bun, cam atât am avut de zi. Cam atâta pe ziua de azi și să trecem cu bine și de vremurile astea. Numai bine până data viitoare.